Scumpirile i-au luat cu asalt pe români anul acesta. Costurile s-au dublat și nu au mai dat înapoi, mai ales la carburant. Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat că nu vor mai exista scumpiri și că prețurile nu vor mai suferi modificări. Anul 2022 a început dramatic din punct de vedere economic. Facturile au explodat, iar prețurile s-au dublat. Benzina a ajuns la prețuri de 8 lei, iar motorina la aproape 9 lei. Ne aflăm la una din benzinăriile din municipiul Drobeta, Turnu Severin, aici unde am venit să alimentăm. Astfel vom putea vedea câți litri vor intra în mașină dacă prețul s-a dublat. Mai exact, prețul benzinei este de 8,13 bani la acest moment. Astfel, de 50 de lei cumpărăm acum 6 litri de benzină, în timp ce acum câteva luni, cu aceiași bani, luam 12 litri. Pandemia, războiul din Ucraina și condițiile de pe piața externă și-au pus amprenta în mod decisiv asupra economiei noastre. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că nu vor mai exista alte creșteri ale prețurilor. Nu cred că vorbim, pentru că începând cu data de 1 aprilie, pe timp de un an de zile, a intrat o altă ordonanță de urgență în vigoare, care plafonează prețul la gaz natural, pune plafoane la energie electrică și atât populația cât și economia este protejată până la 31 martie. Evident că evaluăm situația, vedem ce se întâmplă și dacă e cazul vom interveni. Deocamdată lucrurile cum merg, nu cred că în momentul de față e prematur să spunem dacă trebuie să intervenim sau nu. La ora actuală, cel mai mic preț la energia electrică îl are furnizorul Hidroelectrica, ce are un tarif de 0,25 de bani.